Ada, Deni, Miruna și Gabriela s-au apucat să strângă după petrecere. Știți că rămâne întotdeauna foarte multă, nu mizerie, că nu e mizerie, este mâncare, pahare și așa mai departe. Gabriela a spălat paharele, am văzut că și Miruna a spălat o tranșă de vase. Mai bine nu le spăla, că și așa spun cei din casă că nu le spală bine. În fine, a spălat paharele care erau pe acolo pe blat, după chiuvetă, a strâns spungile, a aruncat la gunoi ce mai era de aruncat. Deni, am văzut-o cu o mătură în mână, dăduse cu mătura și ea și ea, dar se le strâng după petrecere. V-am spus că cele trei încă nu s-au ridicat de acolo după canapele, de-abia așteptam să vedem ce mai spune Roxana. Sincer, uitați-o și pe Deni cu mătura și cu înfărașul. Gabriela s-a dus până sus în dormitor să-și ia pijamale, dar am auzit-o pe Ada că îi spunea că poate să pregătească mopul și găleata. Cam asta fac fetele. Miruna cred că a terminat, Inga se demachează, cam asta se întâmplă după petrecere.